Multă bucurie și tot ce e bun, stimați urmăritori! Azi vă prezint ceva special, ceva ce n-a mai fost niciodată prezentat. Ceva ce nu s-a întâmplat niciodată în zona de vest și nu cred că în țară să fi întâmplat lucrul acesta. Poate s-a întâmplat în țară, dar în zona de vest, cu siguranță niciodată. Și totuși, cred că nici în țară nu s-a întâmplat ca la aceeași etapă să fie ceea ce o să vă prezint acum. Stimați urmăritori, după cum bine știți, săptămâna trecută, duminică și sâmbătă și duminică, dar putem spune mai bine duminică și luni am avut etapă. Duminică, luni, marți, miercuri, am avut etapa de maraton extrem zona de vest. Și știți bine că mulți dintre voi ați fost alături de mine și pe de această cale țin să vă mulțumesc încă o dată că v-ați făcut timp sâmbătă seara să fiți alături de noi și să stați pe live cu noi, duminică dimineața și ați fost într-un număr extraordinar și din toate colțurile lumii. Vă mulțumesc să știți că apreciez lucrul acesta. Ei, știți bine că au venit porumbei, știți bine că Dumnezeu ne-a binecuvântat și ceea ce spuneam în iarnă, că undeva în 3-4 ani de zile vom fi în top. Vom fi din nou în top național și la categoria maraton. De-a lungul timpului am mai fost, avem cupe de aici, de la nivel național, de la maraton și de la pasăre și de la crescător. Am fost în top național de la viteză până la maraton. Deci am fost, știm cum e să fii pe podium național. Dar am început din nou acest proiect pentru maraton extrem și ne-am focusat către maraton extrem. Și acum știți bine că am pledat și foarte mult, foarte mult v-am încurajat pe toți din zona de vest să veniți cu loturile la maraton extrem. Să veniți la maraton extrem, să veniți să jucați adevăratul maraton. Nu credem în mare fond, iubim adevăratul maraton și maratonul adevărat este peste 900. Și în zona de vest au venit mulți. Au venit 408 crescători la acest maraton pe care îl așteptam cu toții. 408 crescători și-au dat întâlnire la maraton extrem Nordhausen. Și peste 3670 de porumbei, 3679 de porumbei mai exact, au venit toți să se lupte la Nordhausen. Am fost binecuvântați de Dumnezeu și la această etapă am avut locul 10 pe lansare cu un tânăr. De asemenea, la această etapă din 408 crescători avem locul 21 la categoria crescător. Dar ce este interesant? Ce este interesant? Este faptul că din toți porumbeii care au plasat pe zona de vest, doar 46 de porumbei au fost de un an. Dacă în alte zone a țării se clasează porumbei mulți și fac o grămadă de porumbei tineri cu ași și cu norme, în zona de vest este mult, mult mai dificil. În zona de vest este aproape imposibil ca să legi două maratoane extreme la un tânăr. Este aproape imposibil, este foarte, foarte greu. Deci 46 de tineri au reușit să claseze acest maraton extrem. Pe lansare, 46 de tineri. Ce ne bucurăm? Ce ne bucură foarte mult e faptul că avem noi, crescătoria Farm Lucaci, noi cu acest proiect care l-am început de ceva timp, avem cei mai mulți tineri clasați din zona de vest. Suntem singura crescătorie din zona de vest care am clasat la acest maraton pe lansare 5 porumbei tineri, 5 porumbei de un an. La un maraton catastrofal, la un maraton care a ținut mai bine de 3 zile, un maraton atât de greu și după 3 zile și momentul în care miercuri seara noi am desigilat, județul Bihor am desigilat concursul și ceilalți au desigilat joi, cei mai din spate. După atâtea zile au fost încă zeci de crescători care n-au știut cum arată o pasă de la acest maraton extrem. Până aici nimic anormal. Deci suntem crescătoria cu cei mai mulți tineri clasați la acest maraton extrem pe zona de vest. Crescătoria Farm Lucaci a clasat cei mai mulți tineri la această etapă de maraton extrem. Bun, până aici nimic neobișnuit. Aici începe ceva extraordinar, ceva unicat, putem spune, ceva nemai întâlnit. Și aici intră în scenă acest porumbel pe care îl aveți, acest porumbel pe care mulți dintre voi îl cunoașteți, unicul, acest porumbel care e extraordinar. Acest porumbel care, să vă spun câteva cuvinte despre el, acest porumbel la vârsta de un an, eclozează în anul 2017, la vârsta de un an reușește să claseze 4 maratoane în zona de vest. 2 de 850 km, 2 de 950 km. Ei fiind și cel mai bun din 4 maratoane pe zona de vest. Un porumbel extraordinar. Până aici, nimic neobișnuit. Foarte mulți porumbei clasează în țară și mai ales în zona Moldovei câte 4 maratoane la vârsta de un an. Nimic neobișnuit. Dar în 2019 reușește din nou să claseze 3.
În 2020 reușește din nou să claseze 3 extreme. În 2021 reușește din nou să claseze primul maraton care a fost catastrofal pentru zona de vest. Este singurul mascul din România eclozat în anul 2017 care reușește să claseze 4 maratoane la vârsta de un an și să lege 11 maratoane clasate consecutiv. Ei, dintre acestea 11 maratoane care le-a clasat consecutiv și este singurul mascul din România, iar mai sunt două femele, una în Suceava și una la domnul Preda, în Olt, care au reușit această performanță. Eclozat în 2017, se claseze 4 maratoane la vârstă de un an și se claseze 11 consecutiv. Dar mascul a fost singur, deci au fost 3 porumbei în toată țara, dintre care două femele Moldova, Moldova și Olt, și singurul mascul din România, acest porumbel unic. Ei, în cariera lui, din cele 11 maratoane care le-a clasat, 3 maratoane le-a avut în primii 2% pe lansare. Și încă 8 maratoane le-a avut în primii 10% pe lansare. Dacă dăm puțin fila în spate, să vedeți cât de important sunt familiile de porumbei. Dacă dăm în spate fila în spate, o să vedem că el a mai avut două sore. A avut sora care a fost cea mai bună din Oradea la AS Maraton în anul 2014 și în 2015 și altă soră de-a lui în anul 2014 a fost locul 5 în județul Bihor la maraton tineret cu etapă de 1040 km cu etapa de Jveri, în 2014 o etapă foarte grea. Ei, dacă ne ducem mai în spate, o să vedem că bunica acestui porumbel este nimeni alta decât celebra Rebecca. Rebecca este femeia care ne-a adus această cupă națională. Este prima cupă pe care am câștigat-o la nivel național. Este bunica lui Unicu, Rebecca. Rebecca este singurul porumbel din România care între anii 2009-2011 reușește să claseze 9 maratoane pe clasamentul mare și a fost 3 ani în top național. În 2019 a fost în top 20 național. În 2010 a fost pe podiumul național și a fost cea mai bună femeie din România. Iar în 2011 reușește din nou să fie locul 4 național. 3 ani consecutiv în top național. 3 ani consecutiv și de asemenea a luat cupe la clubul Maraton Transilvania, o pasăre extraordinară. Aceea fiind Rebecca fiind bunica lui Unicu. Ce înseamnă familia de porumbei? Și acum aici începe minunea. La acest maraton extrem, în zona de vest, care a fost atât de dificil și atât de greu, noi miercuri seara am avut 8 păsări sosite. 8 păsări sosite am avut miercuri seara când am desigilat. Ei, și acum minunea. Din 8 fii al lui Unicul au fost porumbei veniți la acest maraton extrem și dintr-o nepoată al lui Unicul. Deci din 9 porumbei care au sângele lui Unicu, avem porumbei de la Nordhausen. 8 porumbei la noi în crescătorie și încă un porumbei la un coleg de la noi din județ. Ei, și acum o să vă prezint minunile. O să vă prezint acei 7 fii al lui Unicu care avem aici și o să vă prezint cei 7 fii al lor care au plasat. Și de asemenea o să vă prezint acest nepot al lui Unicu care este din nepoata lui Unicu. Celălalt porumbel care este la alt coleg din oraș, din județ, nu pot să vi-l prezint că nu e aici. Dar minunea este aceasta. Dacă mai în spate, tata lui Rebecca a fost celebrul Ionatan, un porumbel care 2 ani de zile a fost în top național 2007-2008 și a fost porumbelul care a făcut în 2007 normal toate categoriile și avem o grămadă de cupe al lui Ionatan aici. În 2008 a făcut palmares la toate categoriile, cum se făcea atunci. După aia, Ionatan a dat-o pe Rebecca. Rebecca a fost singurul porumbel din România care între 2009-2011 clasează 9 maratoane pe clasamentul mare, 3 ani consecutiv în top național, cupă națională și după aia iarăși loc 4 național, deci tot top național. Rebecca ajunge să fie bunica lui Unicu, Unicu care reușește să aibă, să aibă 4 maratoane la vârsta de un an și să lege 11 consecutiv fiind singurul mascul din România și Unicul ca rezultate, să vă faceți o idee, 4 ani în top județean, Unicu are locul 1, AS Maraton Palmares, 3 ani de zile județean. A fost singurul porumbel din județul Bihor care în 2020 reușește această categorie. Este campionul județului. Este locul 1 la Super AS Maraton Tineret în 2018. Este locul 2 la Maraton Palmares 3 ani în 2020. Este locul 3 la AS Maraton Tineret 2018. Este locul 5 județean AS Maraton Palmares 2020. Este locul 5 AS Maraton Palmares 2019. Este locul 6 AS Maraton 2020.
Este locul 7, Maraton Palmares 2020. Este locul 7, Maraton Palmares 2021. Este locul 9, Maraton 2020. Este locul 9, Maraton Palmares 2019. Acestea sunt rezultatele lui Unicu. Și acum să vă prezint ceea ce a făcut el. Să vă prezint fiului, să vă prezint nepoților. Ceva unicat. Niciun porumbel niciodată în zona de vest. La o etapă de maraton extrem foarte dificilă, nu a avut din 8 fii direct din el să aibă nepoți care să vină de la această etapă. Niciodată în zona de vest și nu cred că în țară s-a mai întâmplat această minune. Și asta datorită acestui porumbel extraordinar, unic, cu care a fost binecuvântat de Dumnezeu. Să începem prezentarea. Prima care vă prezint este femela 8009 de 2022. Această femelă, la vârsta de un an, după cum bine știți, anul trecut noi am făcut o gafă. De la 300 de km am zburat direct la 950 km. Am zburat o singură etapă cu asociația de 300 și de km și după am zburat direct la maraton extrem cu toată cușca. Aceasta, la vârsta de un an, ca tânără, zboară două extreme, iar la Berlin ne clasează și ne intră prima. Acum ne face echipa și ne aduce echipa pe locul 21 pe toată zona de vest din 408 pescători. Ea este femeluța care este nepoată din Unicu și o să vă prezint și pe mama ei. Mama ei este 7802 și cei care ne-ați urmărit anul trecut, ați văzut la Berlin lucrul acesta, aceasta este mama ei, 7802 de 2021. Ea este fiică directă din celebrul Unicul. După cum bine știți, în momentul în care l-am pierdut pe Unicul, toți fiii lui, fii și fiice, toți au fost opriți la matcă. Și cred că am făcut cel mai bun lucru care se putea face vreodată. Să oprește fiii acelui magnific porumbel Unicul în matcă. Deci ea este mama. Dar știți ce este interesant? Că o să vă mai arată încă doi frați de ei, exact din Unicul cu aceeași femelă, care au dat porumbei anul acesta au clasat etapa de 950 km. Și încă ceva, bunica acestei femele, bunica ei este nimeni alta decât Miss Madonna Barcelona. Este femela cu care ne-am dus la Moldova și am jucat etapa de Madonna. Suntem singura crescătorie din zona de vest care am avut porumbel care ne-a clasat Jvena aici, 1400 km. După aia, în următor, ne-am dus și am jucat Madonna cu moldovenii, am îmbarcat la Suceava. Am jucat Madonna cu moldovenii și după aia acea femelă a fost la Barcelona și a venit de la Barcelona. Asta este bunica ei. Bun. Al doilea porumbel pe care vi-l prezentăm, ce îl avem venit de la Maraton Extrem Nordhausen, nu este al doilea ca timp, ce este al doilea porumbel ce vi-l prezentăm, este tot o femelă de 2018, 80-18, care din nou este nepoată a celebrului Unicu și a și moștenit culoarea de la bunica lui, de la străbunica lui, de la Rebecca. Așa. Această femeluță la vârsta de un an zboară două extreme, ne clasează Berlinul și acum este de la Nordhausen. Și să vă prezint și pe tatăl ei. Tatăl ei este fiul direct din celebrul Unicu. Tatăl ei este 7809. Acesta este tatăl ei, 7809, un porumbel fiu din celebrul Unicu. Uite și cum arată și la pene. Bun. Și acum să vă prezint porumbeii tineri. Porumbeii tineri care îi avem de la acest extrem. Începem prima dată cu porumbelul ce ocupă locul 10 pe lansare cu binecunoscutul Gedeon pe care îl cunoașteți cu toții. Acest porumbel este locul 10 pe lansare. Mama lui este nepoată din celebrul Unicul. Iar tata pe porumbei pe Avram, pe Ionatan, micul prinț, porumbeii noștri grozavi, aceeași familie de porumbei. Familia noastră veche de porumbei. Deci asta este Gedeon, locul de 10 din 3679 de porumbei. El este strănepot din Unicu. Mama lui este nepoată din Unicu și a zburat la vârsta de un an etapa de 1040 km. Și taică-său la fel a zburat etapa de 1040 km, zona de vest, în anul 2022.
Aceasta este una dintre femeluțele noastre favorite. Este nominalizată și la Club Maraton Extrem Tineret Zona de Vest, dar o să discutăm despre asta în alt filmuleț. Această femeluță este iarăși nepoată din Unicum. Este nepoată din Unicum. Femelă superbă. Este la Pana 2. Și mama ei... Mama ei, tatăl ei, este fiul direct din Unicum, este un mascul roșu, dar și ea moștenește culoarea lui Rebecca. Rebecca a fost albastră. Să vi-l prezint și pe tatăl ei. 7801. Da. 7801. Din nou, este fiul din Unicum. Este frate cu 7802. Frate de cui? Porumbel din reproducție. Este nepot din celebra Miss Madonna Barcelona. Bun. Următorul porumbel pe care vi-l prezint este o femeluță care ne-a venit 80-13 și ea este de la Nordhausen. Ea nu a prins clasare, dar și ea este nepoată din Unicum. Și tatăl acestei femeluțe este 7803. Să vi-l prezint și pe 7803. Este din nou fiu din Unicum și mama lui este fică din, este argintia, fică din celebra Miss Madonna Barcelona. Și poate unii dintre voi o să vă întrebați de unde a apărut culoarea roșie. De unde a apărut culoarea roșie? Este simplu. Miss Madonna Barcelona a fost pus în pereche cu un mascul care era fiu din doi porumbei olimpici de maraton ai Germaniei, ce l-am achiziționat de la Harrods. Și așa, ăla era roșu și de acolo a moștenit culoarea roșie. Deci, trei fii, el este frate bun și de mamă și de tată cu 7801 și cu 7802. Deci, al treilea fiu din această combinație care ne dă porumbel, care vine de la extrem zona de vest. Mergem mai departe și vă prezentăm următorul porumbel. Vă prezentăm femeluța 8017, care ne clasează la Nordhausen. O femeluță foarte mică. La Pana 3 acum. O femeluță mică. O femeluță dragă nouă. Și ea este nepoată din celebrul lunic. Vedeți ce curate e picioarele la zburători. Porumbei ce au zburat. Ei, mama ei este 7810. Care este soră cu 7809, care iarăși a dat porumbel de la extrem. Asta este fică din Unicum și este mamă la femeluța 8017, care ne-a clasat extrem Nordhausen, 950 km, zona de vest. Bun. Un alt porumbel care ne-a clasat etapa de Nordhausen, tot la tânăr, 80-30, este tot nepot din celebrul Unicum, la Pana 2. Mama lui este 93, o femelă foarte puternică. Care și ea la rândul ei este fică din Unicum. Din nou, fică din Unicum. Și vedeți că moștenește culoarea albastră de la Rebecca, de la bunica lui Unicum. Așa. Deci. Superbă, femeie, superbă. Alt porumbel care ne clasează etapa de nord, sau sunt tânăr. Este 8008 de 2023. De asemenea, este tot
nepot din celebrul Unicu. Așa, și să vi-l prezint și pe tatăl lui. Tatăl lui este 78-05-2021. Vedeți, iarăși albastru de la Rebecca. Avem 8 porumbei care miercuri seara, în momentul în care am desigilat, au fost prezenți. 8 porumbei, din care 6 porumbei au fost de un an. Suntem singura crescătorie în zona de vest care am plasat 5 tineri la acest maraton extrem. Nu mai este nicio crescătorie în zona de vest care să fie clasată 5 tineri la acest maraton extrem. Dar minunea este că din 8 fii al lui Unicu, cu diferite femele, sunt porumbei de la etapa de Nordhausen în zona de vest. Și dintr-o nepoată lui. Deci noi 9 porumbei, 9 porumbei care l-au în spate pe Unicu, au dat porumbei care au zburat etapa de Nordhausen. Etapa la care azi, după atâtea zile, nu cred că avem acasă 1300-1500 de porumbei din 3700 de porumbei aproape. Deci peste 2000 și de porumbei s-au pierdut. Dar din 8 fii al lui Unicu au reușit să ajungă acasă. Din 8 fii acestui porumbel extraordinar, care a zburat atât de mult, care a făcut lucruri uimitoare, din acei porumbei pe care avem în spate, care ne-au ajutat să ducem cupe naționale, care ne-au ajutat să fim locul 2 național la Maraton Palmares Crescători, Ionatan, Rebecca, acea generație de porumbei extraordinari, au venit și din nou s-au bătut cu acești porumbei noi cu care spune lumea că au apărut acum. Acești porumbei noi. Și îl dă pe Unicu acest porumbel extraordinar, care zboară senzațional. Și Unicu la rândul lui, în anul 2024, dă 8 fii de-a lui care dă pui direct, care vin de la acest extrem. Unicu face senzații. Unicul este viu. Stimați prieteni, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Stimați prieteni, am nevoie de voi. Am nevoie de voi mai mult ca oricând. Am nevoie de voi pentru aceste ultime 6 săptămâni care le mai avem de concurs cu maturii în anul 2024. Și vă cer să fiți alături de mine. Vă cer să fiți alături de mine și haideți împreună și gândurile voastre și rugăciunile voastre. Să ne lăsăm către Dumnezeu și împreună să facem ceva extraordinar. Vă aștept alături de noi pe live la etapele ce urmează. Vă aștept la prima etapă de scurtă ce va fi peste 2 săptămâni în care o să așteptăm pe la Gherda. Pe la Gherda ne trebuie 2 etape ca să fie campioana României atât la viteză palmares 2 ani cât și la viteză palmares 3 ani și are și mari șanse și la azi viteză palmares. Prieteni, vă aștept să fiți alături de mine. Haideți să așteptăm pe live și să o așteptăm pe la Gherda cu toții și să ne gândim la ea. Ar fi ceva extraordinar. Aș fi primul YouTuber care aș transmite live intrările unui porumbel care joacă cu cupa de campion național pe masă. De asemenea, o să vă aștept și la Maraton Extrem să fiți alături de noi. Vă aștept să fiți alături de noi și să sperăm că acești porumbei vor reuși să facă norme. Întotdeauna căutați porumbei care fac palmaresuri. Căutați porumbei care fac palmaresuri. Sunt porumbei cei mai valoroși. Căutați porumbei care fac palmaresuri. Căutați porumbei care sunt capabili să joace mai mulți ani de zile. V-am arătat că jucăm cu lucruri simple. V-am arătat zilele de la noi din crescătorie. V-am arătat felul cum antrenăm noi porumbeii. V-am arătat cum mâncă și ce mănâncă porumbeii noștri. V-am arătat momentul în care vaccinăm. V-am arătat momentul în care picurăm. V-am fost transparenți față de voi și am fost transparenți. Cred că sunt unul dintre crescătorii cei mai transparenți față de voi. Știți de ce? Pentru că vă respect. Pentru că vă respect și în semn de mulțumire pentru că voi vă faceți timp să urmăriți aceste filmulețe. Eu încerc să vă arăt exact ceea ce fac și vă pun pe tavă eșecurile mele, vă pun pe tavă succesurile mele, vă pun pe tavă falimenturile mele și întotdeauna vin înaintea voastră și vă prezint ceea ce se întâmplă, ceea ce am greșit, ceea ce am făcut bine. Dar în acest an 2024, la acest extrem, am fost binecuvântați de Dumnezeu și am scris istorie pentru zona de vest. Cei mai mulți tineri clasați, crescătoria cu cei mai mulți tineri clasați la 950 de kilometri. Cei mai mulți tineri clasați. Suntem crescătoria care am scris istorie la această etapă, când în momentul în care din acest porumbel extraordinar, Unicul, 8 fii ai lui au dat porumbei, fii direct de-a lor, din 8 fii al lui Unicul, deci 8 nepoți de-a lui Unicul,
prezenți de la acest extrem. Și atât la noi crescătorie, cât și în alte crescătorie. Și de asemenea, strănepoata lui Unicu, din nepoata lui Unicu, fiul din nepoata lui Unicu, locul 10 pe lansare. Asta înseamnă porumbei, asta înseamnă muncă. Este o muncă în spate și munca începe cu bătrânul Avram. Un porumbel extraordinar, un porumbel olandez, un porumbel arden, pe Marta Vanghiel, din 2002, un porumbel extraordinar care a fost tata lui Ionatan. Ionatan, porumbelul care a făcut toate categoriile în 2007 și a fost multiplu campion județean, iar în 2008 vine și face palmaresuri. Ionatan o dă pe Rebecca. Rebecca este femeia care în 2009-2011 clasează singurul porumbel din România, care clasează 9 maratoane pe clasamentul mare, FNCPR. Este 3 ani consecutiv în top național, ne aduce cupă la nivel național. După aia Rebecca vine și ne dă o fică extraordinară de producătoare care a fost stopită la matcă. O fică care ne-a dat femeia care în 2014 a fost locul 5 județean, maraton tineret cu etapă de 1040 km. În 2014 ne-a dat cea mai bună femeie la AS Maraton din Oradea. Și după aia în 2018 ne-l dă pe celebrul Unicu, 3 fii din fica lui Rebecca. Unicul, la rândul lui, vine și acum ne dă din nou porumbei. Ne-a dat și anul trecut, ne-a dat și anul 2 ani, porumbei care au zburat extremele. Și vine în 2024 și ne dă 8 fii din el, 8 fii din Unicul Direct, care reușește să bifeze și să-și treacă în cartea lor de vizită etapa de 950 de km. Plus o strănepoată. Asta înseamnă porumbei de calitate. Vă doresc o zi binecuvântată de la Oradea și vă rugăm să rămâneți alături de noi și gândurile voastre să fie lângă noi. Anul acesta putem scrie istorie. Dacă spuneam în iarnă că în 3-4 ani de zile ne dorim să fim în top național la categoria maraton, avem șansa noastră, avem șansa noastră cu Gedeon. Avem șansa noastră să luptăm pentru top național. Ar fi extraordinar să ne băgăm în top 10 național. Și avem șansa să jucăm împreună. Împreună, eu cu voi. Pe voi vă consider tandemul meu. Și vă consider parte din crescătoria FAM Luca și pe toți cei care urmăriți filmulețele noastre. Și noi toți împreună, alături de la Gherta, sub binecuvântarea lui Dumnezeu, vom aștepta în acest an ultimele etape de viteză cu cupa de titlu de campion național pe masă. Și pentru asta vă mulțumesc. Vă salut de aici, de la Oradea, al vostru prieten, al vostru coleg, al vostru Ionuț Lucaci. Tot ce-i bun. Fiți binecuvântați, voi și casele voastre, oriunde v-ați găsit în această lume.